Bun găsit, prieteni! Vampirii au fost prezenți în legendele lumii încă din cele mai vechi timpuri. Aceste entități nocturne aducătoare de moarte au avut parte mereu de povești interesante. Istoricul britanic Brian Frost a spus că vampirii și demonii sunt la fel de vechi ca și omul însuși, originea lor fiind plasată în vremurile preistorice. Dar termenul de vampir a devenit popular abia la începutul secolului al XVIII-lea, după ce superstițiile din Europa de Est au îmbrățișat Occidentul. Și pentru că acestea rămân legende până când realitatea va demonstra contrariul, astăzi explorăm cazurile reale ale unor oameni care și-au cultivat pofta pentru sânge. Filip Oyancea a ucis peste 17 persoane și a mărturisit poliției din Kenya că după aceea le-a băut sângele ca parte dintr-un ritual ciudat. Victimele au fost numai femei și copii, iar conform mărturiei sale, mai multe spirite malefice i-au posedat corpul. Oyancea a fost inițiat într-un cult al vampirismului de către o profesoară care l-a învățat cum să ucidă. Odată ce a fost capturat, a desenat locațiile unde erau ascunse cadavrele și a cerut să fie eliberat ca să-și poată duce la bun sfârșit planul, care se încheia abia la 100 de victime. Richard Trenton Chase s-a născut în California. În tinerețe a devenit dependent de droguri și alcool, dar și obsedat de sânge. În 1976 a fost internat într-un sanatoriu, unde a căpătat porecla Dracula, deoarece a fost găsit de asistente cu sânge în jurul gurii. Bărbatul prinsese doi porumbei, cărora le-a smuls capetele. După ce a fost externat, a ucis 6 persoane într-o lună și le-a golit de sânge. Uneia dintre victime i-a ingerat efectiv toate organele interne. Datorită modului său de operare, a fost botezat vampirul din Sacramento. În 1979 a fost condamnat la moarte, dar în 1980 s-a sinucis cu ajutorul medicamentelor prescrise de medicul închisorii. În 9 aprilie 1923, un sătean din Bosnia pe nume Paja Tomic s-a stins brusc. La scurt timp după aceea, soția lui împreună cu oaspeții veniți în vizită s-au plâns că erau urmăriți de mort. Unii săteni au crezut imediat povestea, în vreme ce alții au rămas sceptici. Dar situația a luat-o cu totul altă întorsătură, după ce copiii femeii au văzut la rândul lor strigoiul. La adunarea generală, sătenii au decis că prezența malefică trebuia îndepărtată, așa că un grup de bărbați a luat cu asalt cimitirul. Trupul lui Paja Tomic a fost deshumat și sfâșiat cu un țăruș confecționat din măceș, plantă despre care se credea că are proprietăți magice. Mai apoi, cadavrul a fost ars, cenușa fiind împrăștiată în vecinătate. În toamna anului 1989, Tracy Wigginton și iubita ei au ieșit dintr-un club din Australia, alături de un alt cuplu de lesbiene. Autoproclamată vampir, Wigginton le-a anunțat pe prietenele ei că are o foame incredibilă și că trebuie să bea sânge uman. Înainte de miezul nopții, Edward Baldock, tată la 4 copii, se întorcea acasă de la un bar. La un moment dat, a fost ademenit de femei într-o parte izolată a unui parc, unde i s-au promis favoruri sexuale. Acolo, Tracy Wigginton l-a înjunghiat de 27 de ori în zona gâtului, cu o viteză care aproape l-a decapitat. Autoritățile l-au găsit a doua zi aproape gol și au reușit să le identifice pe agresoare imediat, întrucât Wigginton și-a uitat cardul de la bancă în pantofii victimei. Cu toate că a fost condamnată la închisoare pe viață alături de iubita ei, în 11 ianuarie 2012 a fost eliberată. În 2013, arheologii au făcut o descoperire macabră într-un sit din vestul Poloniei. Ei au găsit mormintele unor oameni despre care se credea că au fost vampiri. Acestea dețineau 6 schelete, țintuite la pământ cu pietre mari, o modalitate prin care cei de atunci s-au asigurat că morții vor rămâne morți.
Cadavrele erau depuse în morminte mari și neobișnuite prin construcția lor, cu lame de seceră fixate peste gât. Specialiștii cred că secera putea servi la tăierea capului, în cazul în care cel mort ar fi revenit la viață. Antropologii din America au ajuns la concluzia că scheletele aparțineau victimelor epidemiei de holeră care s-a răspândit în regiune. Bela Kiss a fost un tinichigiu din Cincota, Ungaria. Când soția lui a dispărut, a spus vecinilor că a fugit cu un amant în America. Fiind un om respectat, nimeni nu a bănuit că adevărul era cu totul altul. În 1916, după ce Kiss a plecat în război, proprietarul apartamentului a decis să facă curățenie. Acolo a găsit mai multe containere mari din metal cu un miros ciudat. În aceste butoaie erau cadavrele a 23 de femei, inclusiv al soției. Alături de obiectele criminalului, anchetatorii au descoperit corespondența dintre Kiss și alte 76 de femei, pe care le găsise cu ajutorul unui anunț dat în ziar. Capturat ca prizonier de război, el a fost reținut într-un spital din Serbia. Problema s-a complicat după ce Kiss a dispărut, odată ce autoritățile au ajuns acolo, iar în patul său a fost găsit cadavrul unui alt bărbat. De atunci, vampirul din Cincota, numit așa pentru că îi plăcea să-și golească victimele de sânge, n-a mai fost văzut niciodată. La 16 ani, Rod Ferrell a devenit convins că este un vampir în vârstă de 500 de ani. Băiatul s-a mutat cu familia în Florida și a cunoscut-o pe Heather Wendorf la școală. Wendorf a fost imediat atrasă de clanul vampirilor, despre care băiatul i-a povestit că l-a creat împreună cu niște prieteni în Kentucky. Perechea a început să pună în practică tot felul de ritualuri macabre în care beau sânge unul de la celălalt. După ce Ferrell s-a mutat înapoi în orașul natal, fata i-a spus că situația de acasă devenea tot mai mizerabilă. În 20 noiembrie 1996, Ferrell și clanul său de vampiri, care mai includea două fete și un băiat, au mers până la casa lui Wendorf. Acolo fetei i-a fost distrasă atenția, în timp ce băieții au intrat în casă și l-au bătut pe tatăl ei până la moarte. Odată ce mama iubitei i-a văzut, a aruncat cafea fierbinte pe Ferrell, gest care l-a impulsionat să ucidă și pe ea. Adolescenții au condus până în New Orleans, dar au rămas fără bani repede. Când una dintre fete și-a sunat mama, poliția a reușit să-i depisteze. Toți, mai puțin Heather Wendorf, au recunoscut crima. Ferrell a primit inițial pedeapsa capitală, dar până la urmă a fost condamnat la închisoare pe viață. Cum vă spuneam la început, în secolul al XVIII-lea, întreaga Europa de Est a fost cuprinsă de febra vampirilor. Vechile cronici vieneze menționează cazul lui Peter Plogojevic, un țăran din Serbia care a decedat în anul 1725. Aparent, la scurt timp după aceea, mai mulți apropiați ai lui au murit în condiții suspecte. Soția și-a abandonat casa și a părăsit satul, după ce a afirmat că defunctul o vizitase într-o noapte pentru a-i cere opinciile. Fiul său nu a fost însă la fel de norocos. El a apucat să le spună prietenilor că l-a văzut pe tatăl său, iar a doua zi a fost ucis brutal în casa părintească. În aceeași perioadă, alte morți au bântuit regiunea, iar curtea imperială din Viena a trimis un specialist să investigheze. Acesta a asistat la dezgroparea cadavrului și a observat că semnele vampirismului, așa cum erau descrise în legende, existau din plin. Pielea cea veche îi căzuse pentru ca o alta să ia locul, barba și unghiile continuaseră să crească, iar gura îi mustea de sânge proaspăt. Pe loc, preotul satului i-a străpuns pieptul cu un țăruș, iar cadavrul i-a fost incinerat. După aceea, morțile misterioase au încetat. Evenimentul a fost consemnat, alături de povestea unui alt personaj din aceeași perioadă, haitocul Arnold Paul, care a ucis după moarte 16 persoane. Aceste două cazuri descrise în 21 iulie 1725 reprezintă prima mențiune oficială dintr-o ediție de ziar a cuvântului vampir.
În România îi avem pe Vlad Țepeș și pe Ion Râmaru, dar oricare dintre aceste două opțiuni ar fi prea evidentă pentru o listă, așa că în schimb am ales un caz recent pe care poate nu-l știați. Totul a pornit de la o sesizare primită de la morga din Constanța. Cadavrul unui tânăr care murise electrocutat fusese înțepat în inimă la o zi după ce a fost adus pentru necropsie. Cum povestea s-a repetat în câteva nopți, angajații serviciului de medicină legală au ținut cimitirul sub supraveghere. Spre dimineață, un polițist acum aflat în rezervă a reușit să-i pună cătușele. Acuzatul avea 33 de ani și a povestit că o ghicitoare l-a învățat să sugă sânge ca să fie ferit de boli. Medicii au pus imediat diagnosticul de schizofrenie, iar judecătorii au decis internarea lui la psihiatrie într-un spital din Dolj. Acolo a ajuns în 1987, dar a reușit să evadeze în iulie 1990. Chiar și așa, medicii au păstrat tăcerea, poliția nefiind anunțată cu privire la dispariția lui. 9 ani mai târziu, autoritățile din Tulcea l-au reținut ca suspect în niște înșelătorii minore. Cum la vremea respectivă nu era dat dispărut, l-au lăsat să plece din lipsă de dovezi. Vampirul, așa cum a ajuns poreclit, a mai fost reperat prin Bacău și Focșani, dar până să ajungă agenții la el, s-a evaporat din nou. Ultima dată, conform poliției, a fost văzut în Tulcea, în 2007. De atunci, n-a mai auzit nimeni de el. Despre contesa Elizabeta sau Erzsébet Báthory, s-a afirmat că este întruchiparea feminină a lui Dracula. Născută la data de 7 august 1560 pe teritoriul Ungariei, într-una dintre cele mai bogate familii, tânăra părea să aibă totul. Dar ceva a lipsit din viața ei. La vârsta de 14 ani a rămas însărcinată cu fiul unui țăran transilvanean, sarcină ce i-a adus o rușine fără margini. Imediat după naștere, copilul a fost luat din brațele mamei și dat spre îngrijire familiei băiatului. Ulterior s-a afirmat că acest gest al părinților i-a afectat sănătatea mentală, iar comportamentele pe care le-a avut la vârsta maturității au pornit de acolo. La 15 ani, Elizabeta s-a măritat în urma unui aranjament cu un militar extrem de crud, care purta apelativul de Cavalerul Negru. Contesa a văzut cum îmbătrânirea era inevitabilă, iar în jurul vârstei de 40 de ani a devenit invidioasă pe frumusețea celor care serveau la curte. Într-o zi, când sângele unei fecioare a ajuns pe piele, a avut impresia că acolo ridurile au dispărut. Așa a început nevoia de a se îmbăia în sânge proaspăt. Primele victime au venit din rândul femeilor sărace, pe care le ademenea cu slujbe bine plătite. Crimele nu le înfăptuia singură, ci era ajutată de colaboratori. În interiorul castelului se afla un instrument de tortură numit fecioara de fier, în care virginele erau așezate și zdrobite de vii pentru ca sângele scurs să fie folosit ca elixir al tinereții. Evident, metodele barbare nu duceau la dispariția ridurilor, așa că una dintre servitoare a dat vina pe sângele țărâncilor, care nu era nobil. Drept urmare, contesa a început să ademenească fiice de oameni bogați într-un castel din Carpații Slovaciei, unde le promitea că vor fi învățate cum să se poarte în alta societate. În anul 1611, morțile nu au mai putut fi trecute sub tăcere. Judecătorul curții regale împreună cu alți 20 de magistrați au ascultat peste 300 de martori, printre care și unele fete care scăpaseră cu viața. S-a stabilit astfel că Elizabeta Báthory a ucis aproximativ 650 de fecioare. În urma procesului, contesa a fost arestată pe viață în propriul castel, iar ferestrele i-au fost zidite. Camera sa era despărțită printr-un zid gros de restul și avea o singură ușă prin care primea mâncare și apă. La vârsta de 54 de ani, în august 1614, contesa sângeroasă a fost găsită moartă. Ce ziceți, strângem 7000 de like-uri pentru un episod asemănător cu vârcolaci? Sper că nu vă stresez cu aceste cerințe,
Vreau să știți că susținerea voastră mă ajută foarte mult să mă mobilizez să postez mai des. Mulțumesc pentru vizionare.